Am trecut aici pe un drum de-a dreapta și de-a stânga căruia am văzut pe de-o parte munca dumneavoastră și binecuvântarea lui Dumnezeu. Că e toamnă și deja s-a început să strângem cele care Dumnezeu ne le-a dat, cum v-am spus, și cu lucrarea noastră. Suntem în zonă, într-o zonă unde se practică agricultura. Cuvântul pe care l-am auzit astăzi din Sfânta Evanghelie îl înțeleg mai bine cei care stau într-o zonă, o zonă unde se practică mai mult pescuitul. Dar Dumnezeu a vorbit și așa și așa, pentru că a folosit pilde și din viața oamenilor care se ocupau cu pământul, cu semănatul. Dar iată că a folosit și un mijloc de a ne transmite ceva legat de meșteșugul acesta al pescuitului. Dar oare ce vrea să ne zică Dumnezeu? A fost doar o simplă întâmplare ce s-a petrecut atunci sau vrea să ne zică ceva? Vrea să ne zică ceva, iubiți credincioși. Patru oameni erau în două corăbii. Dimineața era. După ce toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic. Domnul se urcă într-una dintre însele și din ea, din această corabie, le vorbește oamenilor mulți care erau pe țărmă. După această propovăduire, Domnul Hristos spune: mână corabia mai la adânc și pescuiește. Petru, căruia i-a zis acest cuvânt, Simon Petru, apostol de mai apoi, a spus: Doamne, dar na, toată noaptea noi ne-am trudit, am aruncat mreaja, n-am prins nimic. Dar totuși, pentru cuvântul tău facem asta. Au aruncat mreaja, au strâns mulțime mare de pești, nici nu mai încăpea în corabia aceea și au chemat-o și pe cealaltă de-a doua. Și Petru s-a spăimântat. El, pescarul experimentat, vede că se întâmplă o minune. Au strâns atâta mulțime mare de pești dintr-un loc unde fusese cu câteva ceasuri înainte și nu strânseseră nimic. De unde, Doamne, au venit pești așa dintr-o dată? Acolo toți, buluc. Și atunci el s-a înspăimântat și și-a dat seama că cel care a stat la el în corabie și încă sta la el în corabie nu e un om obișnuit. Și s-a temut și când te temi, când știi că cineva e lângă tine și care e mai mare ca tine, atunci ce spui? Ți-e frică. Și a zis: ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, nu ești vrednic. Nu sunt eu vrednic ca tu să stai la mine în corabie. Ieși de la mine, te rog. Că ei se temeau că Dumnezeu când venea pe pământ, venea cu foc, venea cu tunete, cu fulgere. Cei care nu erau vrednici de Dumnezeu, era problemă cu ei. În vechiul legământ, de pildă, vă spun pe scurt, era așa un obiect foarte important din biserica lor, din cortul lor, numit chivot. Și la un moment dat, el era adus într-altă parte, trebuia transportat și un om a vrut să-l țină, să nu cadă pe car. Și pentru îndrăzneala aceasta lui și pentru viața lui nu prea bună, în momentul în care s-a apropiat de acest lucru sfânt, a căzut jos ca mort. Și Petru știa asta. Și de aceea a spus: Doamne, ieși de la mine, că eu sunt om păcătos. Și Domnul Hristos i-a spus: nu te înspăimânta, Petre, de acum nu o să mai pescuiești pești. Ce să fii pescar de oameni. Și așa Domnul și-a ales pe primii patru dintre apostolii săi. Simon, care apoi s-a numit Petru, Andrei, era fratele lui, Iacob și Ioan. Pe cine pescuiește astăzi Dumnezeu? Din Evanghelie am văzut că a pescuit mai întâi patru oameni. Și i-a luat și și-a făcut ucenicii săi.
Dumnezeu este principalul pescar de astăzi. Și pe cine pescuiește? Pe tine și pe tine și pe tine și pe tine și pe tine. Dumnezeu ne-a pescuit. De unde ne-a pescuit? Dintr-o mare. Care mare? Și ce înseamnă? Că atunci când pescuiești pe cineva, adică atunci când un pescar, fac o comparație, când un pescar scoate peștere din apă, peștere moare. Nu? Pentru asta pescuiesc oamenii. Dar Dumnezeu pescuiește altfel. El ia peștii, adică pe noi oamenii, ne ia dintr-o mare care este infectată și în care dacă am rămâne noi, ar fi priveliștea aceea pe care poate ați mai văzut-o dumneavoastră pe la televizor, cu câteva lacuri în care erau foarte multe deșeuri sau substanțe nepotrivite și pe marginea lacului vedeați pești deasupra stând plutind morți. Asta e lumea. Asta e marea vieții care se învolburează de atâtea ispite și în care încetul cu încetul, iubiți credincioși, murim. Nu numai cu trupul. Cu trupul oricum murim, dar murim cu sufletul. De ce? Nu mai putem respira. Pești, știți că respiră în apă. Noi oamenii nu mai putem respira dacă am rămâne numai în apele acestea tulburi, pline de impurități, pline de substanțe care ne fac rău. Văzduhul acestei lumi este unul impur. Nu ne putem hrăni cu ceea ce lumea aceasta depărtată de Dumnezeu dorește să ne ofere. Ce ne oferă lumea aceasta? Care e mediul în care trăim noi? Care e hrana cu care se hrănesc peștii oameni a acestei lumi cel mai mult? Cu ce? Cu multă ură, cu multă răzbunare, cu multă răutate, cu multă dezordine morală, cu multă invidie, cu multă judecată, cu multă grijă pentru celălalt, pentru vecin, pentru celălalt, nu pentru tine. Cu multă ucidere, cu multă crimă de oameni maturi și de prunci în pântec, cu multă destrăbălare pe toate drumurile și pe toate canalele. Asta e marea în care trăim. Și pescarul de oameni, Dumnezeu vrea ce vrea. Vrea să nu murim. Și El când pescuiește, știți ce face? Pescuiește nu ca să le pună acolo și să murim în corabie, ci ne scoate din ape tulburi și ne pune în ape limpezi. Dacă vreți, într-un fel, imaginați-vă această corabie în care Dumnezeu ne aduce ca un acvariu mare, 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 cu apă limpede și permanent purificată, cu hrană bună, așa cum dumneavoastră, dacă vă cumpărați niște peștișori, aveți grijă de ei, nu vă opreți ca să moară. Și știți unde ne aduce acest pescar, Domnul Hristos? Care e corabia, care e acvariul acesta, cu apă limpede și cu hrană pentru suflet de viață dătătoare? Asta e corabia. Fraților și surorilor, biserica e corabia care merge pe marea aceasta învolburată a lumii și în care noi scăpăm. Nicăieri intrată undeva nu vom găsi hrană mai tare pentru suflet decât în biserica lui Dumnezeu. Nimeni nu ne poate hrăni mai bun, mai trainic decât Dumnezeu. De ce? Că pentru suflet nu trebuie popușoi și cartofi, fasole și păstăi și orez. Bune foarte pentru trup. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că le avem din mila Lui. Dar sufletul nu se hrănește cu asta. Care-i nada? Care-i hrana cu care Dumnezeu ne aduce și apoi ne hrănește? Nada e una, hrana e alta, într-un fel. Știți cu ce ne aduce Dumnezeu la biserică? Depinde de la om la om. Întâi ne aduce cu cuvântul lui cel bun. Și ce a spus? Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați
și eu vă voi odihni pe voi. Așa face păstorul, așa face pescarul. Vrea să ne ia și să spună, e mai bine aici, e apă mai curată aici, nu mai stați atâta în apa ce am învolburat. Asta e o nadă. Și mai are și o nadă. Planul B, cum se zice acum, când ascultăm și știe că vom muri acolo, deși nouă ni se pare că încă trăim în lumea aceasta învolburată și nu vrem să respirăm aer proaspăt, să bem apă curată și hrană bună în biserica lui, ce face? Îngăduie cu mila lui cea mare câte ceva, ca poate ne-am deșteptat. Și nu știți dumneavoastră că venim mai degrabă la biserică atunci când avem un necaz, decât atunci când ne merge bine. Când avem o boală mai mult decât când suntem sănătoși. Când copilul ia razna decât atunci când este cu minte. Așa e omul. Dumnezeu n-ar vrea să fie așa. Și ar vrea să fim copii cu minți și ascultători și să venim de bună voie. Dar când ne știe că pentru binele nostru trebuie să venim în biserică și altfel nu putem veni, atunci El, nu El trimite, dar El îngăduie pe cel rău și îngăduie câte o astfel de neputință ca noi să alergăm la El și El ce să facă? Să ne ridice povara, să ne hrănească. Și acum am vorbit de nadă. Și care e hrană pentru suflet? Cu ce se hrănește sufletul? Se hrănește cu cuvântul Său. Cu cuvântul Său din Sfânta Scriptură, care spune că este viață. Și cu ce ne mai hrănește Dumnezeu în biserică? Iubiți credincioși, cu ce ne hrănește Dumnezeu în biserică? Ați văzut aici că avem o biserică acum deschisă, un altar deschis. Dumnezeu ne hrănește cu El. Dumnezeu se dă pe sine nouă. Dumnezeu ne dă spre hrană trupul Său și sângele Său. Ce altceva mai mult poate să ne dea Dumnezeu? Spuneți-mi că ne dă pentru lumea aceasta de toate. Ne dă sănătate, ne dă câmp bun, ne dă gând bun, dar se dă pe sine trupul Său și sângele Său. Îl mâncăm într-o exprimare de aceasta lumească. Îl mâncăm pe Dumnezeu, iubiți credincioși. Dumnezeu e în noi când ne împărtășim. De aceea, țineți minte lucrul acesta. De stăm prea mult în ape, tulburi murim. Vrem să trăim cu sufletul. Să ascultăm de acest pescar care ne vrea binele și ne aduce în această corabie în care ne hrănește. Și să nu spunem ca Petru. Vremurile în care trăim acum reclamă altfel de mărturisire decât aceea lui Petru, nu că aceea n-ar fi potrivită. În ce sens? Ce vreau să vă spun? Ce a spus Petru? Că s-a simțit păcătos. Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Așa simțim și noi să spunem. Și o spunem. Sunt păcătos, Doamne. Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Așa spunem într-o rugăciune de la din pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie. Dar, pe de altă parte, iubiți credincioși, ce facem noi fără Dumnezeu? De aceea trebuie să spunem, nu ieși de la mine, Doamne, ci rămâi cu mine, Doamne. Rămâi în mine, Doamne. Rămâi în familia mea, Doamne. Rămâi cu copiii mei, Doamne. Că eu sunt păcătos și ei sunt păcătoși. Și fără de Tine ce facem? Rămânem în păcatele noastre. Dar Tu când stai cu noi, Tu ne cureți de păcat. Prezența Ta este binefăcătoare. Prezența Ta este dătătoare de binecuvântare. Prezența lui Dumnezeu este curățătoare de suflet și vindecătoare de suflete. Deci nu ieși de la noi, Doamne, că suntem, da, păcătoși, ci rămâi cu noi, Doamne, că avem nevoie de Tine. Că fără de Tine nimic nu putem face bun în lumea aceasta. Dar cu Tine ce se întâmplă? Ce se întâmplă când stăm cu Dumnezeu? Se curăță sufletul, se odihnește sufletul, se liniștește cugetul. Când ne mărturisim în taina Sfintei Spovedanii, Dumnezeu acesta pe care Petru a spus să plece de la El, că e om păcătos, acest Dumnezeu cu noi, ce e la fel de păcătoși și mai păcătoși ca Petru,
Ce face? Ne curăță, ne vindecă, ne purifică. Ne ridică din mocirlă, din groapă, din păcat, din iad, din mâna demonilor. Dumnezeu ne scoate, așa cum a făcut la înviere și l-a luat pe Adam și pe Eva din chingile iadului și așa ne scoate și pe noi și ne dă viața Lui. Dumnezeu să nu plece de la noi, să rămână cu noi, că dacă nu El în casa noastră intră dezbinarea, intră cearta, intră neînțelegerile dintre soți, intră neînțelegerile dintre tată și copil, dintre mamă și copil, dintre soț și soție, dintre soț și soție și părinții lor. Dacă nu-i Dumnezeu în casa noastră, intră cearta între vecini. Dacă nu-i Dumnezeu acolo în școală, ce se întâmplă? Toate blestemățiile vin în școala în care nu-i chemat Dumnezeu. Și acum câțiva ani vă aduceți aminte când unii au vrut să-L scoată pe Dumnezeu din școală. Ce treabă mai avem noi cu icoane? Lasă, avem postere indecente. Aduceți-vă aminte că suntem în luna septembrie. În urmă cu câțiva ani, mai precis în 2001, în ziua de 11 acestei luni, două avioane au intrat în două turnuri, numite turnurile gemene din Statele Unite ale Americii. Și a fost prăpăd mare, dezastru mare. La un timp, într-o emisiune televizată, o persoană care era acolo invitată a fost întrebată, dar oare Dumnezeu n-a văzut lucrul ăsta? N-a știut Dumnezeu ce se întâmplă, cum a îngăduit El? Și a venit un răspuns foarte frumos, încerc să-l parafrazez. A zis, Dumnezeu a văzut și a părut rău, cel din tâi a părut lui rău. Dar ce să facă? Pentru acum câțiva ani a venit cineva în școală și a spus să nu se mai vorbească despre Dumnezeu în școală. Și noi a spus, ok, așa trebuie să facem, toți cu dreptatea lui. Și a scos pe Dumnezeu din școală. Mai apoi a venit cineva și a spus, să distribuim la copii materiale cu fel și fel de fotografii, știți dumneavoastră de care? Că așa sunt tineri. Și mi-a spus, da, lasă să se cunoască. După aceea a mai venit cineva și a spus, hai să investim foarte mult în pregătirea, cu armament mult, cu arme nucleare. Și a spus, cum să nu, că trebuie să ne războim, nu știu cu cine, că atunci nu era nicio primejde pe aproape. Și noi am spus, ok, foarte bine așa. Și am dat bani în loc să dăm pentru educație, am dat bani acolo mai mult. Și altele și altele. Și noi l-am scos pe Dumnezeu și Dumnezeu a spus, bine, dacă nu mă primiți, eu mă duc. De ce să vă mirați acum ce s-a întâmplat? Sunt consecințele propriilor noastre decizii. Sunt consecințele propriilor noastre decizii. Asta se întâmplă în casa, în satul, în țara și în lumea de unde Dumnezeu este scos afară. Dar în casa, în familie, în școală, în localitatea, în fabrica, în locul de muncă, în biserica, în Consiliul Județean, în primăria, în președinția, ori și unde Dumnezeu este chemat, Dumnezeu vine și binecuvintează. Dumnezeu vine și luminează. Dumnezeu vine și dă să se ia hotărâri bune, să fie pace și înțelegere. Să-L chemăm pe Dumnezeu și Dumnezeu va veni. De nu-L chemăm pe Dumnezeu, ba mai rău, îi spunem, ieși de la noi, că n-avem nevoie de tine, că așa au spus unii, n-avem nevoie de Dumnezeu, El să stea acolo sus în cerul Lui. Și noi ne facem treaba aici singuri pe pământ. Poftim unde am ajuns când am crezut că suntem suficienți nouă înșine. Și pentru că știm că avem nevoie de Dumnezeu întâi fiecare dintre noi, că vedeți cât de greu ne este atunci când suntem singuri, să-L chemăm pe Dumnezeu în viețile noastre să vină și ce să facă mai întâi, iubiți credincioși, ce să facă mai întâi? Să ne vindece sufletul de rănile păcatului și apoi să ne hrănească sufletul cu hrana Lui cea de viață făcătoare și apoi și pentru celelalte din lumea aceasta. Când în familia noastră vedem că e necaz, tulburare, chemați-L pe Dumnezeu să vină acolo.
că El este singurul care poate să aducă pace. Că noi fiecare ținem la dreptatea noastră. De asta e tulburare în familie. Dar când vine Dumnezeu, El aduce pace. Între soț și soție, între părinți și copii. Când vedem că e tulburare mare în societate, să-L chemăm pe Dumnezeu să vină și să potolească toate tulburările, de orice fel ar fi ele, politice, sociale, economice, că Dumnezeu are răspuns și soluție pentru absolut orice, că de asta e Dumnezeu. Numai noi să ne încredem în El și să-L chemăm și să fie cu noi și în viața aceasta, atât cât trăim aici, dacă pe viața aceasta, în viața aceasta Dumnezeu va fi cu noi, fraților și surorilor, va fi Dumnezeu cu noi și când vom trece din viața aceasta. Și când ne vom alătura părinților și străbunilor noștri. Că cine l-a chemat pe Dumnezeu în această viață, se va întâlni cu El și dincolo. Și cine nu l-a cunoscut pe Dumnezeu aici, nu poate să trăiască cu El veșnic dincolo. Dumnezeu să ne ocrotească, Dumnezeu să ne înțelepțească, Dumnezeu să nu plece de la noi pentru păcatele noastre, ci să-L chemăm să rămână, să ne sfințească sufletele, să binecuvinteze familiile, să binecuvinteze holdele și să binecuvinteze și țara aceasta atât de minunată, pe care unii, da, încearcă să ne-o fure sau să ne-o umple de toate blestemățiile, dar pentru care noi ne luptăm și ne rugăm lui Dumnezeu să ne-o lase și Maica lui Dumnezeu să nu-și ridice Sfântului acoperământ de peste noi și de peste toată lumea. Așa să ne ajute Dumnezeu cu mila Lui cea mare. Amin.